atât. Minus 3 la 30 împărțit la? Minus 1, păi lăsăm așa, nu? Păi nu, hai păi să... minus cât 3 de acolo? La 29. Minus 3 la 29. Corect. Și egal cu? E minus... A, da, de fapt... Păi, lăsăm minus 2. Minus 2 ori 3 la a doua. Nu știu dacă ne ajută, dar scriem așa. Minus 2 la a doua ori 3 la a doua. Hai, Miruna, păi dacă lucrează numai ea de săracul? Hai. Care vă aduceți scopul? Împărțit la? Eu văd că voi dormiți. Păi ajutați-l pe Adi, nu copiați, că e destul de greu. Minus 2, minus... Acolo avem minus 3 la 30, împărțit la minus 3 la 29. Și minus 3 la... E 3. Minus 3. E 3. Ei, aici, eu așa cred, da? Domnul profesor să ne zică. Deci, noi avem minus, da? Da. Minus. Și acum o luăm pe asta. Ia să... Minus... Deci este minus 2 aici. E minus 3 la 30. Da. E minus 2. Minus 3 la 30 împărțit la minus 3 la 29. Așa. E minus deci, 3, nu? Mai întâi, hai. Minus 2 ăsta a rezultat de unde? De aici. Din, care l-ați făcut. Din toată povestea da, asta. Da. Și acum suntem aici. Aici. Aici ne-a dat minus 3 la 30. Minus 3 la 30. Împărțit la minus 3 la împărțit la... Deci a cât era? Minus 1 a zis noi da. Ori, la 3, minus 1 la 15, minus 3 la 30, da. Împărțit la minus 3 la 29. Corect. Ei, și acum aici. Acum, ca să înțelegi tu și mai bine, și mai bine, lăsăm plusul acela care a spus. Aha, și băgăm minusul. Așa, și acum e și mai clar. E ăsta cu minus împărțit la ăsta cu minus. Păi și copiem baza. Da? 3, și 3. Deci face 3. 3, dar cu ce semn? Cu plus. Cu plus, că minus împărțit la minus, corect. Minus la minus corect. Face plus, plus, da? Plus, deci rămâne, rămâne plus. Plusul de aici, plus 3. 3. La ce putere? La putere. Bravo. Așa, 3. Închidem, 3. Așa, închidem paranteza. Și egal cu... Să vedem ce se întâmplă. Mirona, tu ai lucrat? Eu văd foaia goală. Vreau să văd unde ai lucrat. Acum lucrezi. Dar ce-ai crezut că e pentru mine? Exercițiu? Cât e minus 2 plus 3? 1. 1. Super. Și egal cu... Practic... 3. Cât e acolo? Minus 2 ori 3 la a doua? Minus 2 la a doua. Păi întâi trebuie să facem împărțirea. Adi. Cât e acolo? Minus 2, deci ori 3 la a doua este dar o dată. Dar nu facem aici? Hai să revenim la ce a fost înaintea de. Că văd că nu ne ajută foarte tare, nu? Deci e minus 18 la a doua. Minus 18 la a doua. Minus, a, minus 36. 6. Împărți la 1 cât? 36. Și egal cu? Și asta cum? Hai să vedem acolo. Minus 18 ori minus 18. Ar fi minus 18 ori minus 18, da? Dar nu minus ori minus. Dar nu, ceva. Nu, e minus minus, ca și cum ar fi minus 18 plus minus 18, nu? Da, deci 18 la... Aici putem zicem 2 ori 18, nu? Hai să zicem așa, în loc de 36. 2 ori 18. Noi aici, domnul profesor, nici n-am lucrat corect, am spus mai prostit. Ia să vedem. Dar nu mai contează. Dar 18 la a doua și lăsăm că... Lăsăm așa, da? Da, că nu a fost lucrat corect și... Așa. Să nu-i ducem în eroare pe... Deci aici, acum... Nimeni nu o să-i dat. Asta înseamnă că cei din bancă nu lucrați. Hai, aduce-o. Deci minus 18 la a doua, minus 36, este egal cu ce semn crezi că punem? Mai întâi, Adi, în loc de... 18, trebuie să punem 18 la pătrat, știe cineva cât e? 18 ori 18? Da. Nu asta. Nu, hai să lăsăm telefon. Așa, în loc de 36, să zicem 2 ori 18. Așa, da. Deci minus 18 la pătrat. Hai. Este afectat 18 de pătrat, Adi? Ce? Este afectat minusul de pătratul 18? Nu. Nu. Așa, minus 2 ori 18. 36. 2 ori 18. 18. Și este egal cu... Poate un factor comun. Sigur că da, asta e. Este motivul. Este egal cu 18 pe lângă Adi, vorbește. Dar dă-te puțin să vedem și noi.
Minus 18. Minus 18. Așa. Da. Dă-te puțin să pășesc eu. Minus 2. Minus 2, minus excelent. Minus 2, corect. Și este egal cu? Este egal cu 18. 18. Ori? Ori. Minus 18, minus 2, cât fac? Minus 20. Minus 20. Îl punem într-o paranteză, da? Și este egal cu semnul, acum nu vreau. Minus. Plus cu minus la mulțime? Minus. 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 Cât? 18 ori 2. 18 ori 2, Adi. Da. De 60. 36 și mai punem un 0. 60. Excelent. Mai dau un exercițiu, domnul profesor? Da, da, da. Să lucrezi în Miruna. Miruna. Da, Miruna. Hai. Adi, treci la tablă, bravo. Te-ai descurcat. Ești la loc. Excelent, te-ai descurcat. Dar mai cu viață vreau. Anca, urmezi tu. Acuța. Întâi, Miruna, și aceea tu fiecare care face scuțiune. Și eu. Și tu ai scuțiune. Și tu. Adi, deschide caietul, te rog, și tu scrii. Vreau să te sesizezi greșeala celuilalt. Dar tu mai lucrează în bancă. Șase plus. Trei ori. Paranteză pătrată. Paranteză rotundă, minus 5 la puterea 18, ori 3 la puterea 22, închid paranteza, totul la puterea 4, împărțit la, deschid paranteză, 5 la puterea 71, ori 3 la puterea 86, toată lumea scrie, da? Închid paranteza, minus, minus 9 la puterea 12, împărțit la minus 3 la puterea 22, închid paranteza, minus 44. Okay. Lucrăm și urmărim în același timp. 6 plus 3 ori. 6 plus 3 ori. Deschide paranteză pătrată. Așa vorbești. Deschide paranteză pătrată. Da. Așa. Hai să ne gândim acolo. Vom avea 5 la puterea 18, 3 la puterea 22. Da. Pe fiecare trebuie să ridicăm la o putere, la puterea, da, aceea. Și va fi cât? 5 la puterea 18, tot la puterea 4. Minus 5? Da, e la puterea 4. Da, da, după aceea, tu n-ai ridicat încă, n-ai făcut înmulțire aici. Așa, ori? 3 la puterea... Acolo cât faci? Ei, da, fă înmulțirea, mami. 88. Aici știi. 3 la 88 deodată. Așa. Păi, cine ți-a închis o paranteză acolo? Tocmai ce ai desfăcut, de ce ai închis? Tocmai ce ai ridicat fiecare factor de care au putere. Paranteza aia lasă-o așa, împărțit la. Corect. Împărțit la 5 la puterea 71, 3 la puterea 86. Așa, perfect. Lăsăm așa, momentan, 5 la 71. 3 la 2. Ori? 3 la 86. Lăsăm așa, nu vedem încă. Acolo. 51? 4 la 49 din mea de mai rând, mai pui 3. Mere. Stai, 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 stai. Îmi lași așa, momentan. Și pe aceea vedem. Păi, na. Copii. Vorbește. Am un număr și mai pun de 3. Minus. Momentan nu vedem nimic, îl lăsăm 44, cu 2 ori 22, da? Și noi mai punem încă 3. Ăsta nu? Că îl pui și pe el. Și este clar, te rog să vorbești de 6 plus 3 ori. Deschide paranteză. Deci nu vede din 3 în 3. Ia, acum, acolo te rog. Le faci tot. Da, da, da. Adi, ce părere ai? Cât fac acolo? Minus 5 la puterea 18 la totul la 4. 5 la puterea 18 pe 4. Da. 18 pe 4 cât fac? 4, 3, 3, 2, 72. Uite, ți-am ajutat. Da. Păi,
Eu cred că aia trebuie într-o paranteză rotundă. Bravo, împărțit la... Mai drept, Miruna. 71, te rog, să nu schimbe rezultatul. Aici nu avem cum trebuie. Ori. Mai tare. Te duci în jos. 86, mai drept. Minus. Acum, acolo vreau. Împărțitul ăla să știi că eu nu-l văd la tine. Și dacă nu-l văd, eu nu știu în continuare. Pot să zic aici că e plus. Că e ori. Deci vreau împărțitul să fie împărțit. Minus 3 la puterea 24. Ia să vedem. 3 la puterea 24, că e la putere pară. Da? Împărțit la face bine, Ani? Da. La cât? De ce n-am mai pus minusul ăla? Unde e minusul ăla? Era minus 3. Da. Dar e la putere pară. Deci atenție multă. Ea renunță la minusul de aici, fiindcă minusul acela predicat la putere pară face plus. Este motivul. Da? Da? Și aici îl lasă, pentru că nu este afectat și minusul. Deci aici minusul nu e la putere ca aici, da? Da. Numai 3 este la 22. Da. Bun. Minus 44. Și este egal cu? Acum să vedem. 6 plus 3 ori paranteză pătrată. 5. Deschidem paranteza pătrată, mami, întâi. Și după aceea ne uităm. Pătratul îl deschidem și vom vedea. Ce avem acolo de făcut? 3 la 2. 5 ori 3 la 2? Stai să vedem noi de unde, Miruna. Stai puțin. 3 la 2. Unde ai văzut 3 la 2? Că nu văd. Nici eu. 5, 8, 5, alo? Da, Miruna. 3 la 2. Uite, lucrăm. Da, nu se vede? Nu, că sunt probleme cu internetul. Sunt probleme cu internetul. Dă probleme, zice că nu se vede, nu se aude, că sunt probleme cu internetul. Deci... De ce ai rămas 5 ani? De că nu înțeleg. Da, nici. Da, nu, ce sunt probleme. Sunt probleme. Bă, dar fă așa, frate, zi și tu. Așa. De unde să știu eu ce? Bine, hai. Și tu urmărești acum. Deci vreau să vă văd că sunteți activi, exact. Adică... Asta spune, vrei a scris 5 ori 3 la 2. De unde? Și noi am rămas blocați aici. Ne uitam așa speriați. Păi dacă nu vorbim... De unde mi-e luna? Explică-mi și mie, că eu nu știu. Eu nu știu. 5 la 6, de învățea 5 la 6 și nu 3 la 18, învățea 3 la 18. Deci a făcut 5 la 72, învățat la 5 la 71. Atenție, aici e o chestie foarte tare, trebuie să o țineți minte. Deci dacă aveți un produs împărțit la un alt produs, baza aveți e la fel. Baftă, aveți baftă, să aveți aceeași bază, 5-5, atunci, ca și cum ar fost simplu, 5 la 72 învățat la 5 la 71, da? Și ea scrie că e 5. Și face 5 la 1. Iar 5 la 38 împărțit la 5 la, la 3, 3 la 88 împărțit la 3 la 86 faci 3 la 2. Aha, deci, e corect. Pune întrebări, mă, că da, trebuie spui. Unde ai scos voi? N-am înțeles aici cu ce faci minus, acolo. Minus, ia să vedem acolo. Minus. Acolo vreau să lucrez cum a lucrat-o și Adi. Scriem 3 la 3 24. 3 la 24. Minus 1 ori 3 la 22. Minus 44. Scrie frumos. Mirona. Închide paranteza pătrată, este egal cu. Așa. 6 plus. 3 ori. Hai deschide-o, așa. Acolo. 5 ori 3 la 2, cât e, Mirona? 5 ori 9. Poți să faci așa, dar lăsăm așa. Lăsăm 5 ori 3 la 2? Da, da. 5 ori 3 la 2, Mirona. Minus. Acolo se poate. Hai să facem, mămica, ca să fie clar pentru toată lumea. Deci aici copiem, împărțit la și facem... și după aceea, da? Împărțit la 3 la 22 ori, ca să faci toți copiii. 3 la 22 ori. Dacă l-ai pus ori, oricât. Împărțitul sună. Acum, pe ăsta trebuie deja pus în paranteză. S-a rezolvat internetul. Da, s-a rezolvat internetul, poți să sunt pe... Mami. Hai. Și e egal cu? 6 plus... 3 ori. 3 ori. 45, hai să punem 45. Habar n-am dacă ne ajută, dar pune 45, că sigur ne ajută. 45 minus. Și acum facem acolo, cât este? 3 la puterea a doua, 9. 9. Când e 9 de? Când am înțeles? A făcut împărțirea. Unde? La cine? 3 la 24 împărțirea 3 la 2. Aha, 9. 9 ori
minus 1, de unde e minus 1 ăsta? Că e ăsta de aici, da? Da. Bun. Minus 1. Bernard, dar dă să vedem, nu lucra înainte, lasă-te să te urmărim. Minus 44. Mai departe, aici ce face? 6 plus 3, 45 minus 9. Acolo cât dă Miruna? Ei, da, și de câte ori îmi scrie asta? Minus 9 ori minus 1, cât fac Miruna? Minus 9 ori minus 1, 9. Păi, 9 cu ce semn? Minus 9. De ce nu vorbești? Am dat plus. Plus. Minus, minus. Da? Deci minus 9 ăsta de ori minus 1 face plus 9. Așa. Plus 9, minus? 44. Așa, și egal cu? 6 plus. Vorbește, plus 3 ori. Paranteza aceea, 45. 45 plus 9 va face cât are? 54. Minus 44. 10. Hai, egal cu... Și egal cu 6 ori 30. 6 plus 3 ori 10 e 30. Și egal cu 36. 36, da? E 6 plus 3 ori 10. Super, nu, urmează Anca. Eu vreau să ne mai uităm o dată pe ieșițiu și să vedem, Ade, povestește-mi tu unde ți-a părut interesant. Unde tu aici ai avut greutăți și dacă ai fi fost lăsat singur să lucreze ieșițiu ăsta? Care au fost capcanele? Hai să le urmărim. Capcanele ieșițiu. Acum împărțirea. Care? Deci, 5 la 7, 2 la 3 la 8, împărțirea. Asta, da, aici, domn profesor, Miruna a făcut așa. Da. Așa. Dar aici Miruna, nu cumva e o greșeală, că e minus 5 la puterea 18 ori 3 la 22, da? Da. Ei, tu faci următorul, de unde ți iese la a patra aici? Minus 5 la 8. La a patra, ori e următorul. Ăsta, tot e la a patra. Da, n-am... tot e la a patra, da. Toate merită și aici. Iată că eu n-am observat treaba asta. Și fiind la a patra un produs din doi factori, înseamnă că la a patra este și primul și al doilea. Deci asta e corect. Da? 4 minus 5 la puterea 72 și minusul dispare pentru că e la a patra. Deci asta e o chestie foarte tare. Minusul dispare că e la a patra. Din coace se întâmplă 3 la 88. Aici este iarăși momentul frumos al ieșițiului, deci din nou momentul frumos al ieșițiului, când ai un produs de factori împărțit la alt produs de factori, ești atent și zici, băi, găsesc eu unul din factorii din partea a doua cu aceeași bază, 5, 5. Am făcut împărțirea. Pentru 3 la, găsesc eu cumva unul din factorii și ăștia de la împărțitor cu aceeași bază, găsesc. Excelent, și m-am descurcat. Da? A fost câteva capcane. Deci, ține minte, minus la putere pară este plus. Da? Minus la putere pară este plus și că și legea semnelor aici au fost aplicate minus la împărțiri și la mulțiri, minus cu minus face plus, plus cu minus face minus. Deci e foarte simplu, nu? Deci la mulțiri și împărțiri, când sunt prieteni, fac plus, adică sunt de același fel, fac plus, și când unul e așa și unul e așa, fac minus, da? Așa. Acum, Anca, dacă vrei. Vrei, Anca? Deci nu forțăm mâna. Dacă vrei, vrei dacă... Să vrei tu la unul? Să vorbești. Să vorbești. Vorbești din parte, da? Am înțeles. Perfect. Scrie, și lucrez eu, da? Da. Anca, ai încredere în mine? Da. Bine. Așa. Deci eu am să lucrez. Și... Hai să spunem așa. Dictează-mi ieșițiul. Minus 3 la puterea a treia. Minus 3 la puterea a treia. Fără paranteze. A, numai minus... Așa. Minus 3. Da, la numai 3 la a treia. Da, fără da, minus. Da, da, da. Minus așa 3 spune, la a treia plus. Minus 3 la a treia. Deci, deci plus acolo, domn profesor. Aici. Al doilea termen. Plus minus 3... La puterea 20. Așa. S-a cercetat, nu știu, mi-a atent la mine. Deci, minus 3 la 3 plus. Minus 3, aici, la puterea 20. La puterea 20. Așa. Așa, acolo. Da, așa. Bun. Împărțit la... Deschideți paranteză rotundă. Minus 3 la 18, închideți paranteza. Minus 3, totul la 18. Nu, tot. La 18. Minus 3 la 18, așa. Ori 3.
3 ori 3 la 8, da? 3 ori 3 la 8, 8, da? Împărțit la, deschideți paranteză, minus 3 la 6, 3 la 6, închideți paranteza, așa. Plus, deschideți paranteză, minus 3 la 10, închideți-o. Minus 3 la 10, închid. Împărțit la, deschideți paranteză, 8 ori 3 la 5, plus 3 la 5, închideți paranteza, minus 2 ori, deschideți paranteză, minus 3, închideți paranteza la a treia. Da, da. Ăsta e exercițiul. Așa. Te rog acum, Anca, fondu-mă să știi tot ce scrii, tot ce dictezi tu, eu scriu. Nu, n-am nicio treabă, eu sunt de pot, pot de scrip. Da? Zi-mi. 3, 3. Deci, zi, egal. Pune egal aici. Minus 3 la 3. Lăsăm așa pe primul termen, da? Da. Plus? Deci, 3 la 2. Ia stai, Iorec. Deci? Da. Vă urmăriți dacă zici prostii, să nu scrii domn profesor prostii. Tu a zis 3 la 2. Și sunteți de acord? Sunteți de acord? Da. Păi nu, nu. Cum zic? 3 la? Păi minus 3 la puterea 20 pe ție la minus 3 la puterea 18 minus minus plus 3 la 2. Deci minus cu minus face plus. Toate de... Adi, tu ești de acord? Păi da. 3 la 2 ori 3, 3 la 2. Păi dumneavoastră a spus că... Tu i-a scris ce spui? Da? Deci sunt prieteni. Păi dă plus. Dar de ce obligația are asta minus 3 la 20? Păi 3 la 20. Aaa, minusul la putere pară. Fac plus? Ca și cum ar fi 3 la 20 împărțit la? Minus 3 la 8. Și cât fac 3 la 20 împărțit la minus 3 la 8? 3 la 18 la putere pară. Păi, dar trebuie să nu e ridicat. Minusul nu e ridicat la, la putere. E deosebirea dintre ăsta și ăsta. Ia uitați. Ăsta e minusul la putere, din coace numai 3 la 18. Asta a fost capcan. Deci el a gândit asta, să-i văd, zice, îi prind aici, e sigur îi prind. Aici îi prind, corect. Că ei n-or să fie atenți. N-or să fie atenți că aici minusul e la 20 și din coace minusul nu este la 18. Deci cât face aici calculul? Minus 3 la 2. Deci face minus 3 la 2, așa scrie, da? Până în paranteză. Ori? 3. Ori 3 la 1, da? Da, plus. Plus. 3 la 2. Da, Anca la comandă. 3, Anca, 3. Plus 3 la a noua. 3 la a noua. Împărțit la Anca. N-am ce face, zi. Împărțit la minus 3 la a șasea. N-ai ce face, că minusul nu este la putere aici, Rica. Da, nu plus, plus Anca mai departe. Plus 3 la... Plus minus 3 la 10, că n-ai ce-i face, împărțit la... Facem aici. Împărțit la 8 ori 3 la 10. De ce e 3 la 10? Hai că îmi place aici. 3 la 10 ai zis, da? Da. 3 la 10 ai zis. Foarte tare. Foarte tare chestia. Adi, tu ce părere ai? Ce? El zice 3 la 10, adică 5 plus 5, nu? Asta ai făcut acasă. Dar deci dacă ar fi mulțit, facem așa. O, da, mulțit. Nu se poate să faci așa ceva. Că aici este adunare, Anca. Gata, te-am prins. Da? Deci nu se poate așa ceva. Ce facem acum? Ce, ce ar trebui să facem fără? Să mulțim. Să mulțim. Cum? Cu 8 cu 3 la 5? Să nu mă pui să fac 3 la 5 și să mulțesc cu 8? Să dăm un factor comun pe 3 la 5, că îl vedem. Aici e o adunare de 2 pe 2, 3 la 5 este aici și aici în partea de altă. Dăm pe 3 la 5 factor comun, asta facem. 3 la 5. Deci 3 la 5 pe lângă 8 plus 1. Asta. 8 plus 1. 8 din primul termen și 1 din al doilea. 8 plus 1. Minus 2 ori.
Cât face minus 3 la a 3-a? Ar face minus 27. Minus face, da? E la a 3-a, e minusul la a 3-a. Face minus cu minusul din față face plus. Plus 2 ori 3 la a 3-a. Hai, Anca, hai cu nerv și cu forță. 3 la a 3-a. Egal mai departe cu... Asta drumul la care... 27. S-a dat un profesor, cred. Da. Da. Se lucrează, se vede. Acum. Ce facem mai departe? Deci minus 27, vrei să facem calcul, de acord, da. Minus 27, plus. Minus 3. Cât faci aici, Anca? Ajută-mă, că nu mă descurc aici. Da. Ce vrei, Miruna? Eu nu știu, nu sunt cu voi. Primul e greșit aici, nu? Ce? Nu. Unde e o greșeală, Anca, până acum? Ai ceva de comentat? Spune, uite acolo, nu-mi place ce s-a făcut acolo. Vreau să zic aici. Unde vrei să zici? Miruna vrea să zic aici, la face spune, da. Cât faci, Miruna? Hai să văd, că tot te-ai băgat. Du-te până la capăt acum, hai. Se face 3, pentru că e 3 la a 2, adică 3 minus 3 ori 3. Da. Minus 3 ori minus 3 ori 3. Minus 3 ori minus 3, da? Da. Deci, Anca, tu, Miruna, tu zici așa, minus 3 la a 2. Da. Ori 3, cum vezi tu aici, ar însemna minus 3 ori minus 3, ori 3, da? Da. Bun. Haide, fii atent ce spune. Te rog, haide să fii de acord. Să urmești să vezi dacă e corect sau nu. Dar dacă aș fi scris așa, minus 3, totul la a 2, ori 3, cum ai fi tradus asta? Minus 9 ori 3 la 9 ori 3. Deci ai fi spus cât? 9 ori 3. Ai fi spus minus 3 ori minus 3 ori 3. Și tot la fel. Și cum? Este același scris, aceeași poveste? Da. Este același lucru, Adi? Sus, cum? Păi aici e numai 3 la a 2. E minus 9. Minus 9 ori 3. Da, deci corect este nu minus 3 ori minus 3, cum ai spus. Da, e minus 9 ori 3. E prostie. E minus 9 ori 3. Ce corect este să minusul care stă singur acolo, nu are obligație. Minus 9 ori 3. Deci minus 9 ori 3, care face minus 96. Pe când încoace este corect. Minus cu minus. Minus 3 ori minus 3 ori 3. Că și minusul e la a 2, da? Corect. Și acolo dă plus 27. Și aici face cât? 27. Deci face, cu ce se mă interesează? Cu plus. Cu minus. Ce? Boala. Păi uite-te acolo. Păi plus cu minus dă... Păi 2-ul ăsta de nu este aici. Nu este aici ca să fie și minusul la. Dă minus. A, păi pe mine m-ați încărcat acolo. Unde te-am încărcat, mă? Hai să spune unde te-am încărcat. Minus 3 totul la 2 acolo. Păi am făcut distinții între asta și asta, Adi. Între scrierea asta și scrierea asta, aici mai pune o paranteză, pot pune o paranteză, da. Nu e nicio filozofie. Dar între scrierea asta, minus 3 la a 2 și minus 3 totul la a 2, ai deosebire. Semnul vrea, domn profesor, acum e plus. Asta pentru că aici a suferit. Aici a suferit semnul. S-a transformat în plus, dincolo nu. Deci aici rămâne minus 9 ori 3, minus 27. Minus 27, e plus. Hai, Adi, sau Anca, cine era? Anca era la comandă, dar Anca mă lasă singur. Plus... Păi avem 3 la 9 împărțit la minus 3 la 6. Aici suntem. Cât fac? Adi? 3 la 9 împărțit la minus 3 la 6. Haideți să o ajutăm și... Întâi face 3 la câta? 3 la câta? 3 la 3, dar semnul mă interesează. Minus. Ești de acord, Adi? Minus 3 la 3-a? Deci 3 la 9 cu minus 3 la 6-a. Fac 3 la 3-a? Fac 3. Că împărți așa se fac două puteri care aceea. Vreau să copii bază, să cade exponențe, da? Fac 3 la 3-a. Dar semnul este plus împărțit la minus. Care e semnul? Dușmani fac minus. Deci face minus 3 la A. Minus 3 la A 3-a, da? Minus 27. Ar veni minus 27. Așa, plus... Avem 3 la 10 împărțit la? 3 la 5 ori 9. 3 deci, la 5 ori 3 la 3. Unde suntem?
Aici. Acolo, deci, 3 la 2. Minus 3 la 10, trebuie să-l combinăm și facem. Minus 3 la puterea 10. Împărțit la... 3 la 5 ori 3 la 2. 3 la 5. 3 la 7. Ori 3 la 2. De acord, ești Anca? Da. 3 la 2. Și poți să scriu deodată 5 plus 2? 3 la 7, da? Da. Plus 2 ori... Ori 3 la 3, adică 2 ori 2, 7, da? 2 ori 3 la 3, am să las așa. Egal mai departe. Minus 27, minus 27, minus 27... Am să spun că este minus un 3 la 3, hai să lasem așa. Minus 3 la 3, minus 3 la 3, minus 3 la 3. Deci minus 3 la 3, minus 3 la 3, minus 3 la 3, plus... La împărțirea asta, a din ce casem, ce părere ai? Va da plus sau minus la împărțirea asta? Păi unul cu... Așa, unul cu plus. Și altul cu minus. Și altul cu minus. Păi atunci minus. Minus va da. Deci vine minus 3 la a 3 plus 2 ori 3 la a 3. Ce fain exercițiu. Plus 2 ori 3 la a 3. Și cât oare să fac acolo? Mai scoate minus 3 la 2. Da. Pe minus, pe minus. Dar dacă se repetă un măr și iar un măr și un măr și un măr, câte mere de așa? 4. Dar ce spusesc să mă derne și astea toate? Minus. Deci vine minus 4 ori 2 la 3. 3 la 3. Ori 3 la 3. Și plus 2 ori 3 la 3. Și cât pare să facă, Anca? Am ca, te rog, aici. Ai minus 4 meri plus 2 meri. 6. Minus 4 meri plus 2 meri. Suntem la adunare, unul e așa și unul e așa. Care adică așa cum ar fi minus 4 plus 2? Minus 6. Minus 6. Cum ai făcut? Mă interesează. Cât dă? Minus 2. Hai să vedem cum a făcut Anca de azi, minus 6. Ce ai făcut Anca? Le-a adunat. Pe minus 4 și cu 2, 6, nu? Dar la adunare, că unul e așa și unul e așa? Se scade din cel mare cu cel mic și se dă semnul cel mai mare. Deci, minus 2. Minus 2 ori 3 la 3. Da? Minus 2 la 3. Noi știm că 3 la 3 e 27. Minus 54. Minus 54. Hai să mai luăm o dată ghiștiul ăsta, că a fost cu multe capcane. Pe el l-am jucat acolo, interesant, da? Anca, luăm de la început, spune, aici mi-a plăcut, aici mi-a plăcut, am greșit acolo, am greșit acolo. Te rog. Primul, n-am ce face, l-am lăsat așa. La al doilea au fost capteană. Aici ce s-a întâmplat, Adi? Unul era ăsta, la unul... Minusul este la 20, a? O suferi și la... Aici au suferit minusul din cauza că e totul la 20, din coace nu suferă. 18, dacă ar fi fost afară, se suferea și 18, deci, da? Deci Anca, pur și simplu, aici a rămas minus 3 la puterea a 2-a, că 20 minus 18, da? 2. Ori 3, mai departe. Deci 3 la 9-a, împărțit la minus 3 la 6-a. Ce părere ai aici? Din nou, o poveste interesantă. Ce s-a întâmplat? Adi, poți să remarci ce s-a întâmplat aici? Păi acolo am făcut împărțirea. Sigur că da, și minusul, minusul n-a suferit. Că nu-i totul la a șasea din nou. Da? Este minusul în exterior. Deci minusul nu are obligația de a fi ridicat la putere par. Dacă șasea ar fi fost aici, atunci făcea plus. Așa a rămas minus 27 și aici. Mai departe, aici a fost iarăși 5 la 3 la 5 să dă factor comun. 8 și cu 1 fac 9 și dă 3 la 2. Iar facem împărțirea. Împărțirea de aici făcută dă 3 la 3, dar cu semnul minus. Da? Ei, ăsta a fost exercițiul. Ștergem unul, vreau încă un altul. Și tot pe tine te pun, Anca, pentru că tu ai fost cea mai lentă aici, da? Vreau să fii mai mulți. Și ai făcut multe greșeli. Conduci din nou. Da, te rog să-mi cauți un alt exercițiu. Da. Paranteză pătrată. Copii, vă rog să scrieți după dictare și voi. Obișnuiți-vă să scrieți după dictare ca domn profesor. Ia să facem. Descrieți paranteză pătrată 3 minus. Te rog. 3 minus. 3 ori.
3 ori. Deschideți paranteză rotundă. Minus 3 la 43, închideți paranteza. Minus 3 la 43, închideți paranteza. Da? Plus. Deschideți paranteză. Minus 7 la 5, închideți paranteza la 10, totul la 10. Da. Împărțit la 7 la 7 la 2. Așa, în scară. Așa, da, 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 da. Închideți paranteza pătrată. Da. Împărțit la. Deschideți o altă paranteză pătrată. Deschideți paranteză rotundă. Minus 9 la 22, închideți paranteza, totul la 22. Așa, corect. Plus 7 la 1 la 22. În scară, așa. Minus. Deschideți paranteză rotundă. Minus 15 la n plus 1. Închideți paranteza rotundă. Împărțit la 5 la n plus 1. Minus 15, totul la n plus 1, așa? Minus 15 la n plus 1. Așa. Și după aceea închideți paranteza. Da. Așa. Împărțit la 5 la n plus 1. Așa, corect. Împărțit la 3 la n. Așa. Așa, e egal. Da, da? E egal. Da, asta să vedem unde se închide paranteza pătrată, că nu v-am zis, nu? După 3 la n, închidem paranteza pătrată. Aici, da? Da, da. Hai să privim cu atenție ieșițiul acesta și luând de la un capăt, Anca, observăm vorbește. Că avem două paranteze pătrate pe care... Deci asta toată, împărțită la aia toată. Asta. Asta înseamnă că lucrăm și la asta și la cealaltă. Corect. Sperăm să ajungem la un produs de factori aici, împărțit la celălalt produs de factori și știm noi să împărțim. Vedem, exact. Deci asta ar fi... egal cu, azi urmărit. Ideea. Deschidem paranteza pătrată. Zi, Anca, 3 minus. 3 minus 3. 3 ori. Ori... 5. Cât face de aici? Cât face paranteza asta? Face, da, corect. Să o lucrăm. Cât fac, Anca? Adi. Hai, te schimbă-ți poziția, că ești calabar și nu-mi place. Da, hai să vedem... Deci avem minus 3 ori minus 3 la 43. Cât credeți că face acolo? E, minus 3 ori minus 3 la 43, eu zic că face 3 la 44. Dar semnul. Că trage 3 la 44, de acord. Că, adică, cum să îți duc cei care au acest copii în bază și se adună exponențe. 3 la 44 am pus. Dar semnul mă interesează. De ce plus? Pentru mine e minus. Deci minus ori minus. Corect. Minusul ăsta da. N-are nicio obligație da. De a 43, da. Deci minus cu minus face plus. Ai interesant cu ta? Da. Mai departe. Mai departe. Plus? Plus. Plus. 7 la cât? Minus 7 la plus. 7 la... Nu suferă. Nu, nu suferă. Hai să vedem. Păi, bă, da, mă, că la putere pară. La ce putere? La puterea a 10-a. Da. Deci minusul ăsta are obligația mare de a fi ridicat la puterea 10. Deci, ce cât va face acolo? 7 la puterea 50. Va face plus 7, da. Descăpăm de minus, face 7 la puterea 50, împărțit la 7 la puterea, aici trebuie să îți spui Anca. Anca, la simplu. Cât vine? 7 la puterea? 14. Anca, este deosebit între a scrie 7 la 7 la a doua și varianta 7 la puterea 7-a, totul la a doua? Ce părere ai? Este deosebire? Este mare deosebire, că 7 la 7-a, totul la 2-a, înțeleg așa. E 7 la 7-a odată și încă o dată 7 la 7-a. Dacă îi zici de două ori, dacă zici de două ori să-l scriu pe ăsta de aici, îl scriu de două ori. 7 la 7-a ori 7 la 7-a. Care face 7 la puterea 14. Pe când ăsta fiind la a doua, da? Deci, fiindcă e la a doua, cum? Cum îl scriu?
Hai să vă spun așa. Numai 7 la a doua asta. Ce aveți? Ce este 7 la a doua? Cât este 7 la a doua? 7 la a doua înseamnă 7 ori 7. Face 49. Deci înseamnă că calculul făcut de aici este 49. Și atunci, pe 7 ăsta, îl scriu de 49 de ori. De deci voi avea 7 la câta? 7 odată, ori 7, ori 7, de câte ori? De 49 de ori. Deci 7 la 7 la a doua, da? 7 la 7 la a doua, este 7 la 49. Deci zic aici 7 la 49, da? Deci este deosebire între scrierea asta, asta am vrut să remarc, între scrierea asta și asta de aici. Împărțit la, deci aici am închis paranteza dreaptă, împărțit la. Să scriem pe nou ca fiind 3 la 2? Sigur că da. Și cât va veni atunci? Să vedem 3 la 2, dar ar veni... Minusul ăla suferă de ca la 22? Minusul de aici, în care are, are motiv să fie, să spunem, sub influența al 22? Stai puțin. Adică... Minus 9, domn profesor, e tot de la 22. Așa, deci, supăm, da? Așa, tot la 22. Acum, atunci, acum da. Cât face acum? E cu plus. Face cu plus. Și va face cu plus... 3 la 2, tot la 22, face 3 la 60 și... sau la 44, cât vine? 3 la 2, tot la 22, deci 3 la 44. 3 la 44 plus 7 la cât am încă acolo? Plus 7 la... 1 la 22, cât e? Mai întâi, 1 la 22. 1 la 22 cât e, Anuța? 1 la orice putere, cât e? 1, păi ce ce să-i? 1 ori 1 ori 1, de câte ori vrei tu, da? La orice putere e 1, Ancuța, indiferent, da? Deci 1. Da? 7 la 1-a. Deci face 7 la 1-a aici. Domnul profesor, eu zic să explicăm un pic și pentru copii și pentru Ancuța, că n-a înțeles. 7 la 1 la 22 cu 7 la... Mai iau încă o dată. În scară. 3 e... 7, 7 la 2-a la 3-a. Corect. Cu 7 la 2-a, totul la 3-a. Cu 7 la 2, da. Totul la 3. Am mai făcut-o. Acum dar o insist încă o dată. Nu, n-am înțeles. Anca, când zic 7 la 2 la 3, se ia de sus în jos și se calculează puterile așa, da? Mai întâi se face 2 la, 2 la 3. Cât fac, Anca? 7 la puterea, la 2 la 3. 2 la 3 cât e, Anca? 2 la 3 face 2, 2 ori 2 de 3 ori? 8. Deci 7 la 8, trebuie da? Să stai cum asta, pe când aici 7 la 2, totul la 3. Cât e? Acolo se mulțește, da? E 7 la 6. 7 la 6. Vezi că nu e tot una în cuvânt. Deci deosebire este. Da? Una este 7 la 8, așa e 7 la 6. Și aici am avut același lucru. 7 la 1 la 22. Da, împărțit la... Care mi-a dat 7 la 1, nu? Pentru că 1 la 2, orice putem face 1. Da. Minus, aici suntem, da. Aici suntem. Minus 15... La n plus 1, părți la 5 la n plus 1. La n plus 1. Observi, Adi, ceva acolo care să ne ajute, da, să facem un... Da, minus cu minus. Da. Da, plus. Da, suntem atenți, Adi, la următoarea nuanță aici. Ce înseamnă 15 ăsta? Minusul are obligația să fie ridicat la putere aici? Nu. Și atunci minus cu minus ai avut dreptate, face plus acum. Deci vine plus 15 la n plus 1 împărțit la 5 la n plus 1 și împărțit la 3 la n. Închide paranteza pătrată. Închide paranteza pătrată, este egal cu. Anca, hai să o luăm de la capăt. Egal cu. Urmărim. Aduce și Miruna. Urmărim. Chiar dacă ați lucrat. Acum mai ai, bun, hai. Egal cu. Fii Ancuța. Deschide paranteză pătrată. Deci vine 3 plus... Aici nu fac 3 la 45, nu? Așa ai zis, da? 3 la 45.
Mirna nu este de acord, dar Adi... De ce? Ai zis citare, Adi. Păi nu e în zicere. Asta e, mă, bă. A doua oară te prind așa. Nu se poate. Una este 3 plus 3 la a 4-a și alta e 3 ori 3 la a 4-a. Deci, dacă ar fi fost Anca 3 ori 3 la a 4-a, făcea 3 la cât? 3 la a 5-a, da? Iar 3 plus 3 la a 4-a, cel mult poți să scoți un 3 în factor comun. E adunare. Da? Că aici poți zic 3 ori 1. Și atunci vin 3 pe lângă 1 plus 3 la a 3-a. Corect. Și altă poveste. Față de ceea ce a fost mai înainte. Vine 3 ori... Aici. 28. Care cu totul și cu totul a răspuns decât 3 la 5. În cazul nostru e 3 la 4. Și lăsăm așa, 3 plus 3 la 44. Deci nu avem ce face. 3 plus 3 la... 44. Lăsăm așa, nu mi 3 plus 3 la 44. E bine, Miruna? Da. Plus. Aici. Sau... 7 la 1-a. La 1-a. Deci 7 la 1-a, 7. Vorbim baza scădem exponenții. Împărțit la... 3 la 44 plus 7. 3 la 44 plus 7. Ia uite, Adi, ce observăm, că de toată îi termeni în paranteza aia aia avea. 15 la n plus 1 făcea 5, la n plus 1 dă 3 la... Adică să-l scriem pe 15, ca 3 ori 5, să luăm ușor. Să înțelegem bine. Să înțeleagă totul. Deci așa, 3 ori 5, totul la n plus 1, la 3 ori 5 la n plus 1. Împărțit la 5 la n plus 1. Împărțit totul la 5 la puterea n plus 1 și împărțit la 3 la n. Care ne dă egal cu... Prima paranteză o scriem, da, profesor, că... Da. Deci e bine, de până aici? Da. 5 la n plus 1 împărțit la 3 la n, da? Și acum, copiem prima parte, 3 plus 3 la 44 plus 7. Pot să zic 10. Nu, zic așa ca să fie cum spui tu, nu e nicio problemă, 3 cu 7, 10. Împărțit la 3 la 44. O să copiem 3 la 44 plus 7 plus, acum mă vreau pe voi, o secundă. Cum se ridică un produs la o putere? 3 la n plus 1 ori 5 la n plus 1. Fiecare din ei la putere respectivă, da? Deci plus 3 la n plus 1. Corect. Ori 5 la n plus 1. Împărțit la 5 la n plus 1. Împărțit la 5 la n plus 1. Împărțit la 3 la n. Și împărțit la 3 la n. Da? Și egal mai departe cum? Și egal cum? Poți să spun eu 10 plus 3 la 44. Hai, 10 plus 3. Împărțit la, ia să vedem 3 la 44 plus 7 plus 7 la plus 3 la n plus 1 sau simt 3 la n ori 3 da, 3 la n ori 3 da. Nu, 3 la n ori 3 deci 3 la n acolo, 3 la n plus 1 aici e o chestie foarte tare, da? Da. Faptul că este aici înmulțiri, doi factori și pe împărțit, împărțit, eu zic să-i facem în ordine. Haide să-i facem în ordine. Deci 3 la n plus 1 ori 5 la n plus 1, să lăsăm așa. Da. 3 la n plus 1 ori 5 la n plus 1 și împărțit ăsta, împărțit la 5 la n plus 1, adică cam da. Da. Și împărțit când a finit timpul, la 3 la n, am mai scris încă o dată, din păcate. N-am făcut nimic, dar... 5 la n plus 1 se reduc. Și acum, da, 3... E 1 părțit la 1 se reduc. 5 la n plus 1 cu 5 la n plus 1. Deci 5 la n plus 1 nu se reduc. 5 la n plus 1 părțit la 5 la n plus 1 face 1. Da. Și... Deci, Adi, zici, da, dar vreau să fii atent aici. Da, da, 1. Și 3 la n... Și atunci e egal mai departe cu 10 plus 3 la 44. Împărțit la 3 la 44 plus 7. Plus 3. Plus 3 la n plus 1, atât au rămas, da. Împărțit la 3 la n. 3 la n plus 1 împărțit la 3 la n. Și iată-mă în situație, dar de ce n-am mai scris 5 la n plus 1 și 5 la n plus 1? Păi da, s-o pot împărți la 5 la n plus 1. Umăr la umăr? Face 1, da? Și 3 la n plus 1 împărțit la 3 la n cât va face, Anca? 3 la
Cât? Dar nu, nu te ghicite. Dacă știi raționamentul. 3 la n plus 1. Cum am putea să-l scriem? 3 la... n ori 3 la 1. De unde provine adunarea exponenților? De la înmulțirea două puteri, da? 3 la n ori... Vine ar fi 3 la n ori 3. Împărțit la 3 la n. Și acum 3 la n împărțit la 3 la n. Iar e 1. 1. Și rămâi 3 aici. 1 ori 3, 3. Deci va face cât? 10... plus 3 la 44 împărțit la 3 la 44 plus 7 plus 3. Da? Și face 7 cu 3, 10. Adică cât face în final? 1. 1. Asta e fost chestia. Adi, unde ți-a plăcut? Povestește de la început. Pe etape, unde ți-a plăcut chestia asta? Unde crezi tu că n-ai zis greu? Acolo când a fost cu chestia acolo la el, nu? Și încă în alte locuri, Anca și cu Ade, vreau să-mi spuneți și tu, Miruna, unde au fost capcanele? Unde credeți voi că au fost lucruri interesante? Adică cu ce plecând la Iristul ăsta? A, da, da, și el la 7, scărița. Așa. V-ați adus aminte? La unii la tortui, unor. Mamă, deci, la scărița, 7 la 7 la 2. Deci ideea care ne trebuie finală, este că atunci când avem 7 la 7 o scară, de sus în jos, o luăm. Păi da, dar de ce ai zis 7 la 4? Pentru că nu-i 7 la 7 adună în 2. Păi asta am punctat, nu? Deci cu asta rămânem foarte clar în minte, că în condițiile în care avem o scară, se ia de sus în jos. Deci dacă aș lua așa încă, 7 la 2 la 3 la 4. Ia să cât faci asta? 7 la 2 la 3 la 4. De sus în jos, zice domn profesor. Mare atenție. Da, da, e 7 la 2. E 7 la 2. Totul la 3 la 4. Nu, totul la. Nu, 7 la 2 la 3 la 4. 7 la 2 la 81. La 3 la 4, care face 81. Da, 81, da. Și 2 la 81. Când va face acolo, da? Haideți să iau și mai puțin. Mai puțin ca să putem să facem. La a doua aici. Da. 7 la a doua la a noua. Stai deci face 7 la a doua la a noua. La a noua. Și face 7 la puterea 7 la 2 la a noua, că dar se facă 2 la 10 fac 1024, dar 516 sau 512, da? Da. Deci face 7 la 512. Ați înțeles? Cum e scărița? Deci de sus în jos. Da. Deci asta este lucru important care merge. În final, să știți un lucru. Fiecare greșițiu are menirea de a ne puncta câte ceva. Adică plecăm cu ceva din cadrul greșitului acela, de la greșitul acela. Nu, l-am făcut, am plecat. Ce învățăminte am tras? Ce lucruri merită să avem definitiv în mintea noastră? Deci asta a fost o chestie. Rămâne iarăși tot timpul minus 2 la a 5-a, care e deosebit de minus 2 la a 5-a. Da? Uitați-vă, una este scris. Minus 2 la a 5-a și minus 2 la a 5-a, așa scris. Deci afectează și... Minusul are obligație datorită exponentului, de a fi ridicat și el la... Din cu acela n-am nicio treabă. Da? Deci aceste lucruri trebuie foarte bine știu. Lămurite și că vă rămână. Da. Pentru mâine vreau să aveți trei ieșiți lucrate în genul ăsta, da? O, super! Da? Trei ieșiți de genul ăsta, da? Da, da, da. Le dai tu, le cauți și le punctăm. Testul 3 de la pagina 104. Așa. Asta îl faceți. Tot? Da. Care 3, 4? Da. Da. 3. Testul 3 din partea ta, da? Miruna, și dacă ar fi 4, ai fi foarte încântată. Acest lucru, dar și mama, test, mama, ce trei, ce înseamnă deci, asta? Testul 3 de la pagina 104. Deci, Miruna, tot ce se face, trebuie să vezi ca o cum șansă pe care o ai. Deci scrie, da? Temă, testul 3 de la 104. Ok. Da. Îi dați un exercițiu și ei, domn profesor? Da, ce imediat. Am dat exercițiu. Vrea și ea să facă ceva, nu? Acum îi dau. Deci, spune-mi așa. Un constructor, la tablă, să ajungem mai târziu. Deci un constructor face un complex de vile, cu 3 și 8 camere. Fiecare vilă cu 3 și 8 camere.
Da? Un complex de file cu 3 și cu 8 camere. Numărul virilor este 3 și 8 camere, am spus, da? 3 și 8 camere. Numărul vilelor este 13. Iar numărul camerilor este un număr cuprins între cine și cine. Adică numărul minim și numărul maxim. Deci 13 am spus. Nu așa am spus? 13 camere. 13 vile sunt în total. Eu mă pot gândi să participăm cu toți la problema asta. Să știți că e o problemă foarte interesantă. Da, profesor. Da? Mi-ați dat problema asta la toți. Imediat mă întorc acolo, dar acum să terminăm pe asta. Că dacă eu în timp ce fac să mă gândesc să enunț problema asta, tu mă oprești, eu nu mai am cum să mai mă duc, da? Până la capăt. Și se registrează. Deci, un complex de vile, cu cât am spus, cu câte camere? Cu 3 camere. Scriți-o și voi, copii. 3 camere. Și 8 camere. 3 camere și cu 8 camere. Numărul total. 13 vile. Total. 13 vile. Numărul camerelor este... Numărul camerelor este un număr cuprins între... Cine și cine. Între cine și care este numărul minim de camere pe care îl pot da, da și numărul maxim de camere. Numărul, deci prima întrebare ar fi... Care este numărul minim și care este numărul... Așa, care este numărul minim de camere pe care îl da ca problema să aibă rost? Și care este numărul maxim de camere? Și facem 13 ori 3 ca să formăm numărul minim. 39, deci numărul minim, minim, camere, 39, i-am înțeles de ce? Și dacă facem? Toate ar fi, toate 13 ar fi... cu câte 3 camere. Și numărul maxim ar fi 13. Maxim camere, număr. Și ar fi da? Egal cu 13 ori 8. 104. 104, da? 104 camere. Acum... Întrebarea este, câte probleme putem face? Și câte camere de două. Deci câte probleme putem face? Nu câte două, de trei camere. De trei, da, de trei. Deci câte probleme putem formula modificând numărul camerelor, fiind un număr cuprins între 39 și 104, câte probleme putem formula? Și pentru fiecare situație în parte, care este numărul vilelor cu 3, respectiv cu 5. Pentru fiecare situație în parte. Dacă ne oprim la un număr dat acolo, dintre... Dar, profesor, da. Am putea ca fiecare să facem individual și apoi să cumpărăm rezultatul? Păi facem, faceți... Asta e problemă pentru pe care lucrați acasă. Tu și tu lucrezi aici. Și tu lucrezi aici. Pentru mi-ai cerut așa ceva. Da? Da, oprez. Tu lucrezi aici.